În această iarnă, autoritățile timișene susțin că vor fi pregătite anul acesta pentru a înfrunta condițiile întrevăzute și chiar neprevăzute. Concret, în perioada de iarnă, riscurile pentru mediu care pot să fie, în primul rând, datorită sistemelor de încălzire pe care le practicăm fie la nivel centralizat, fie la nivel individual, prin emisiile în atmosferă de anumiți confuși, sau, la nivelul solului, acțiunile energice pe care autoritățile locale și companiile și societățile comerciale le desfășoară pentru salubrizarea arterelor de circulație. Cei care vor fi responsabili de curățirea drumurilor în anotimpul rece al anului 2011-2012 vor fi Retimul și Primăria Municipiului Timișoara. Totodată s-au luat măsuri în ceea ce privește depozitarea materialelor antiderapante, atrăgându-se atenția asupra punctelor de colectare a acestora. Trebuie avut în vedere că dacă se vor folosi materiale antiderapante pe drumurile publice, nu este suficient să raportăm cantități enorme distribuite pe carosabil, trebuie imediat să avem o raportare și a modului în care am colectat acest material antiderapant din zonele unde se poate strânge cantități mai mari, ca urmare a antrenării acestuia de către vehicule aflate în trafic. Mai mult decât atât, având în vedere că ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul lunii octombrie, timișorenii trebuie să se asigure că au deja schimbate cauciucurile de iarnă în conformitate cu cerințele autorităților locale, întrucât până în luna noiembrie, fiecare deținător de autovehicul trebuie să fie echipat cu acestea.